scrisoare vocală. Salut Oleg Brega! Mă numesc Johnny, noi nu ne cunoaștem personal. Am văzut câteva videoclipuri de ale tale pe YouTube și ce pot să spun? Vreau să-ți dau un sfat pentru că am văzut unele chestii care tu ai o râvnă aparte pentru a face un bine. Însă văd anumite părți negative în ceea ce faci tu. Ca de exemplu, să-ți dau un sfat dumnezeiesc care Dumnezeul îl dă pentru omenire. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce măsură măsurați vi se va măsura și vouă. Ce e, se va măsura? Lungul nasului, sau... Sfatul meu prepus? este că eu am văzut că tu ai o râvnă să faci bine să ajut, nu știu, dar nu e un stil bun de a ajuta oamenii. Hai să nu mai fim muște, musculițe, care ne așezăm tot timpul pe rahat și după aia producem alt rahat. Hai să încercăm să fim albine, care se pun pe flori și după aia culegem miere după ele, produc miere. Ce seamănă omul, aia va culege. Schimbă-ți, dacă tot vrei să continui să ajuți oamenii, părerea mea e să-ți schimbi stilul ăsta de a te mai considera o muscă. Fii o albină care produce mere. Mere sau miere? Acum ți-am spus chestiile astea nu ca aș avea ceva cu tine, dar am văzut câteva videoclipuri de ale tale care nu mi-au convenit cum reacționezi, cum faci. De multe ori faci chestii bune, dar de multe ori o dai în baltă. Trebuie să ai grijă, trebuie să ai răbdare, nu trebuie să fii ca o musculiță care mereu se pune pe cum ți-am explicat. Încearcă să fii altceva care produce ceva bun ceva sănătos pentru omenire. Da, alte variante, de asta se vizic. vor ocupa alții. Lasă-i pe alții pentru chestia asta. Tu încă nu te văd pregătit în domeniul ăsta. Nu da. te văd foarte pregătit. Încă n-ai dat de oameni răi. crede că dacă ai dat de oameni răi, ai înceta din, 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 secunda în care ai dat de ei. Da, până acum numai oameni buni. Oleg Brega. În final ce pot să-ți spun? Sper că nu te-am deranjat prea tare, nici nu e intenția mea, nu vreau să judec pe nimeni, nu e stilul meu. Ce din contra, dacă pot ajuta pe cineva cu ceva bun, cu niște sfaturi. Mulțumesc. Ce pot să-ți spun? Ai grijă în lucrarea ta, ceea ce faci și cu râvna pe care o ai pentru ceea ce vrei tu să faci Momentan nu văd că ai nicio bază, n-ai nicio susținere. Că tu vei reuși anumite schimbări să faci în locurile în care practici această meserie. Nu prea se văd schimbări mari. Biața Cum ți-am spus, nu vreau să te judec, dar schimbări mari cu chestia asta nu faci. Sau poate o faci doar pentru bani, să-ți iei bani de pe YouTube, să-ți aduni fani și să lumea să-ți dea vizualizări sau like-uri, să vadă, ia o te bă cât ăsta cât e de nebun sau ceva de genul, cum te face lumea, iar tu pe nebunia asta care o faci, tu îți iei bani de pe la YouTube. Nu știu pentru ce o faci, dar lumea oricum n-ai să o schimbi cu chestiile astea. Și când ai să o dai în bară, ai să o dai rău. Eu nu, eu nu, ameninț cu nimic, eu zic așa doar. Așa se întâmplă în viață. Când o dai în bară, o dai rău. Ai grijă de tine. I-am scris bada prost. Nu mai tem de Dumnezeu, pentru că s-a teu dezbotezat, dar mă tem de măciucile și de pietrele credincioșilor de tipul ăsta, de teapa asta. Și că el nu mă amenință. El doar așa îmi dă sfaturi. Cu citate din Bojica. Băi, lăsați-vă de sfaturi, că mai descurc și fără ele.